În acest video vorbim despre top 10 cele mai proaste obiceiuri în trafic. Așadar, de cele mai multe ori ne enervăm pe 1. Cei care schimbă brusc banda de circulație sau se deplasează după o traiectorie șerpuitoare. Deseori, acești conducători taie calea altor vehicule, accelerează brusc sau au un stil de condus zmuncit și enervant. 2. Cei care claxonează în trafic fără motiv întemeiat. 3. Cei care opresc sau staționează în locuri unde oprirea este interzisă, creând obstacole celorlalți conducători. Deseori pe acele sectoare de drum se formează ambuteiaje și crește riscul de producere accidentelor rutiere. Deosebit de antipatici sunt cei care parchează în stațiile vehiculilor de rută. 4. Cei care nu semnalizează schimbarea direcției de mers. 5. Cei care nu acordă prioritate de trecere participanților la trafic care au acest drept. 6. Cei care conduc vehiculul cu telefonul la ureche sau utilizând telefonul pentru a scrie sau a răspunde la mesaje. 7. Cei care blochează intersecțiile. Oameni buni, rețineți, este interzisă intrarea în intersecție în cazul în care, în direcția de mers, circulația este blocată. 8. Cei care nu respectă intervalul și distanța de deplasare între vehicule. 9. Cei care se deplasează neregulamentar pe contrasens. Și în sfârșit, 10 cei mai nesimțiți care aruncă gunoaie pe geam. Cel mai interesant este că atunci când merg în străinătate, sunt foarte atenți și exemplari la acest capitol. Iar imediat ce revin în Moldova, uită de existența scrumierii din mașină și își permit să arunce mucurile de țigări sau alte gunoaie direct pe geam. Vai și amar de capul vostru! În concluzie, prieteni, nu lăsați nervii de moment să vă influențeze comportamentul. Nu uitați că în cazul în care nu puteți schimba situația, schimbați-vă atitudinea. Vă doresc gânduri bune și aveți grijă de voi.